Ești de acord ca legea să-i oblige pe dezvoltatorii imobiliari să construiască școli în noile proiecte rezidențiale? Îți amintesc că poți să răspunzi cu da sau nu. În funcție de ce vei răspunde, îți vom propune și soluții. Cine a venit cu soluția? Păi vorbea domnul Adrian Sârbu mai devreme, chiar de Spiru Haret, cel care în 12 ani a reușit să construiască câte școli, credeți? 12. 12? 12. Mm -mm. Hai să da. fie 2000. Ce am ăsta? Da, e da. E puțin chel? 2000? În 2000 mandat. de școli în trei mandate. A zis că vorbim da. cu el? Păi am vorbit cu Alefix, care este fratele nostru și ne-a făcut legătura cu, cu Spirul Caret, cu acest monument al culturii române, monument, cu excepția școlii de diplome Spirul Haret, pentru care cei care au dat denumirea acelei universități trebuie penalizați într-o formă. Pot să existe și penalizări morale, nu numai penalizări penale sau financiare. Și uite că a reușit să ne spună despre asta. Erai mirat cum e cu 2000 de școli. Da, zi, da, da. Ce ne-a spus? Cum, cum ai făcut, făcut 2000 de școli? Preg. Cum ai făcut, bret 2000 de școli? Ca așa se vorbea. Ah, păi, dragul meu, dacă vrei să faci ceva în România, fie ridici școli, fie ridici sprâncene. Eu am ales prima variantă. Deși sprâncenele s-au ridicat și ele pe alocuri. Acum, cum am reușit să construiesc aproape 2000 de școli între 1897 și 1910? În primul rând, nu eram singur pe câmpul de luptă educațional. Aveam de partea mea ceva ce birocrații de astăzi consideră o ființă mitică: voința politică și sprijinul lui Carol I. Regele a înțeles că o națiune educată e o națiune puternică, iar eu am fost destul de îndrăzneț. Să-i spun că avem nevoie de mai multe școli, nu doar de discursuri frumoase. Apoi, am început să mă organizez aproape ca un general pe câmpul de bătălie. Nu glumesc. Am creat un plan strategic pe termen lung în care am implicat pe toată lumea: profesori, primari și chiar elevi. Un fel de armată educațională. În loc de arme, aveam catedre. Am dat indicații precise primarilor și consiliilor locale. Băieți, dacă nu vreți ca generațiile viitoare să fie niște neștiutori care votează pe un litru de țuică, puneți mâna și construiți școli. Așa le-am spus. Simplu și eficient. Așa am ridicat școlile, cărămidă cu cărămidă, vis cu vis. Băieți, puneți mâna pe lopeți. <laughs>